Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa A5 a 5 Tema lecției este meniul. La sfârșitul orei veți reuși și voi să întocmiți meniuri diverse. Dar ce este meniul? Meniul unei mese cuprinde toate preparatele alimentare servite într-o anumită ordine, iar meniul zilnic cuprinde toate preparatele servite într-o zi. Un meniu bine întocmit respectă niște reguli. Trebuie să asigure necesarul fiziologic al organismului, care variază după vârstă, după activități, după categoria de consumatori. Meniul respectă apoi asocierea corectă a alimentelor și a băuturilor, astfel încât să cuprindă alimente din toate grupele. Într-un meniu bine întocmit, preparatele alimentare sunt servite într-o anumită ordine pentru a stimula pofta de mâncare și pentru a ujura digestia. Meniurile trebuie apoi să asigure cerințele de varietate și de sezonalitate. Numiți și voi alimente specifice fiecărui sezon sau anotimp. Scanați codul QR și revedeți piramida alimentației care oferă suport științific pentru alcătuirea meniurilor. Meniul zilnic se împarte în trei mese principale. Micul dejun asigură 20, 25 sau 30% din necesarul zilnic de calorii. Prânzul cuprinde 50% din cantitatea de alimente și calorii servite într-o zi. Iar cina acoperă 20-25% din necesarul zilnic de calorii. Între mesele principale se servesc două gustări care completează cantitatea de alimente servită într-o zi și implicit necesarul de calorii. Un elev de clasa A5 -a poate servi la micul dejun preparate culinare sau un sandwich. Îl poate servi acasă sau în prima pauză. La prânz, elevul poate servi o supă și felul 2 în care obligatoriu trebuie să existe carne, iar la cină o salată asortată care cuprinde toate grupele de substanțe nutritive. Gustările se servesc între mese și pot fi constituite dintr-un fruct, un iaurt, un baton proteic. Meniurile se clasifică după diferite criterii: după anotimp, categorii de consumatori, stare de sănătate, ocazii, tradiții și alte criterii. Comparați cele patru meniuri pentru copii și argumentați alegerea unei variante. Aveți de asemenea șapte idei pentru gustarea de la școală. Pe care o alegeți, voi copii? și de ce o alegeți? Meniul pentru ocazii speciale, cum este petrecerea de nuntă, este mai elaborat și cu mai multe feluri de preparate. Lista meniu ne este prezentată în unitățile de alimentație publică și cuprinde grupele de preparate, cantități, ingrediente, prețuri. În unele unități este prezentată sub forma unui cod QR afișat la vedere. Accesați lista meniu scanând și voi codul QR. Ați parcurs lecția, acum știți ce este meniul. Știți care sunt diferențele între meniul zilnic și meniul unei mese? Știți care sunt criteriile de întocmire? Știți cum se servesc preparatele în meniu? Cum clasificăm meniurile și desigur, știți să întocmiți un meniu. Întocmiți mai multe tipuri de meniuri și la final adunați-le pe toate, puneți o copertă frumoasă și realizați caietul cu meniuri al clasei. Mult succes.